Fostul șef al Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihail Vlasov, și-a scos la vânzare aproape un an vila de pe strada Sărăriei din Copou. Însă, la doar câteva luni distanță, prețul vilei a fost redus la jumătate. În urmă cu 10 luni de zile, această vilă a fost scoasă la vânzare pentru suma de 3 milioane de euro. Din cauza faptului că nu au existat oferte de cumpărare, prețul imobilului a scăzut drastic. Imobilul, care acum valorează 1,5 milioane de euro, este una dintre cele mai cunoscute case din Iași. 1.500.000 negociabil, 1.000 teren, 900 construiți, 10 camere, living de 160 de metri, e o curte foarte mare în spate, piscină interioară. Avem și alături 400 de teren, se poate construi și alături care dau în stradă sau se poate face o parcare dacă vreți să faceți altceva. Camere mari cu șeminee, cu apartament sus separat. Cu mulți ani în urmă, pe acel loc era o casă veche, care a fost dărâmată, iar pe locul ei a fost construită vila impunătoare. Vecinii spun că imobilul se degradează pe zi ce trece. Cu toate acestea, până acum nu au fost văzuți posibili cumpărători. Prima dată a fost scoasă la vânzare cu 3 milioane de euro. Cum vi se pare? 3 milioane de euro. O fi exagerat, dar dacă omul a fi consumat atâția bani și o fi cheltuit atâția bani, ce să spunem noi, el a fost o mare. Ar merita banii? Foarte scumpă. Da, na. Cum arăta casa cu ani în urmă? E făcută nouă. Deci cealaltă era o străcată și o făcută în anul. Ar să vă plimb pe aici și văd că e de vânzare de vreun an de zile, da, da. A găsit el cineva. În anul 2020, fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României a fost condamnat la 8 ani de închisoare de către Curtea Supremă pentru delapidare, folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii de foloase și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pe data de 19 ianuarie 2022, după ce a executat un an și 3 luni de pedapsă, Mihail Vlasov a fost eliberat condiționat.